avea ieșire la bowling. Toți concurenții, cu excepția celor patru pedepsiți, deci nu cred. Și că mă las să citesc, vor avea parte de o ieșire la bowling. La ora 16:30 trebuie să fiți toți gata de plecare. Bine, ce ai? Te simți bine? Orgolios, impulsiv. Orgolios. Toate le-am, defectele le-am. Foarte bine. Chiar nu mă așteptam. De ce ați refuzat să jucați alături de copii? Nu am dispoziția necesară. Drăgostiților, eu trebuie să vă părăsesc, că e rândul meu să dau. Și nu mai avem timp. Părăsați singură ca întotdeauna. Glumesc. Ne doream de foarte mult timp să venim la bowling. S-a îndeplinit și această dorință. Acum ne distrăm și sperăm să mai ieșim și altă dată. Mulțumim, stăfuțul drăguțu, că ne-ați oferit prilejul de a ieși la bowling. Am simțit foarte, foarte bine. Îmi pare rău pentru celălalt care a rămas în casă, dar sper că la următoarea ieșire să fim toți. Ne distrăm la maxim. Se pare că până la urmă unul din jocurile pe care am spus că le știu, chiar le știu. Ți-ai luat revanșa în fața Cristinei? Da. Da, cu siguranță, cu siguranță. Gina ne-a bătut de 5 ori până acum, din 5 jocuri. Și este prima dată când am jucat. E foarte tare. Are noroc. A fost super, super frumos, ne-am distrat foarte bine, chiar aveam nevoie să ieșim afară. Mulțumim mult staffului, ne-am distrat de minune. Mulțumim. Și sperăm să ne scoată din nou. Voi ce spuneți? Vreți să mai ieșiți? Da! V-ați distrat? Da! Ne pare rău că n-au venit și ceilalți. A fi fost mai multă distracție cu ei. Mulțumim mult! Mireasă pentru fiul meu. A fost foarte frumos, s-au distrat, le-a priit. Am înțeles că Gina a fost campioana la bowling, ceea ce este minunat. Ceilalți patru care ați fost pedepsiți, să nu vă pară rău că nu asta e pedeapsa cruntă. Doamne ferește să se facă vreo excursie la munte de câteva zile și să fiți unii dintre voi pedepsiți, stați acasă. Doamne ferește să se iasă în club la distracție o noapte întreagă și voi să fiți pedepsiți. Adică când așteptăm și noi o minune. Da, vă zic, pe viitor, lasă că asta n-a fost pedeapsă grea. Nu vă plângeți de atâta, Doamne ferește de mai rău. Acum cât e zăpadă. Mie zici dacă mă duc la munte, de cap. Pe ziua îndrăgostiților, măcar de dimineață și până seara. Sau mergem seara asta. E, gata, hai. Ideea este că aș vrea să o întreb, uite, vreau să o întreb și pe Constantina. Tu știi cumva la ce se referă Corina? Cu cine s-a băgat în seamă Oana la hotel? Nu, n-am idee. Nu știi nimic? Nu știi nimic. Lasă că o să aflăm noi. Dacă